Dimineața când ați sosit la casa Domnului, ați venit la noi pentru câteva minute și așa cum se întâmplă la toate căsătoriile, nu că n-ați fi știut dinainte sau că nu ați fi fost avizați, dar am vrut să fie destul de proaspăt în mintea voastră momentul când ați semnat legământul căsătoriei, the covenant of marriage. Kevin, tu i-ai promis foarte multe lucruri lui Jessica. Adevărul este că o mai mare parte din acest legământ de căsătorie are de-a face cu responsabilitățile tale și cu promisiunile tale. Însă, cred că e un pic mai greu pentru mireasă să semneze. Pentru că, printre altele, mireasa promite ascultare și supunere. Și pentru că noi întemeiem căsnicii în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și nu cu mersul lumii acesteia, pretindem mireselor noastre să înțeleagă acest concept și să îl accepte. Pentru că este biblic și pentru că este dumnezeiesc. Acum, conceptul supunerii de-a lungul istoriei, a fost înțeles greșit. Și de unii bărbați, și de unele femei. Și când conceptul este înțeles greșit, duce ori la rebeliune, ori la abuz. Ori noi nu vrem în familiile copiilor noștri și în familiile noastre nici soții rebele, nici bărbați abuzivi, deși rebeliunea și abuzul pot să treacă granița de la unul la celălalt, poate fi o manifestare, până la urmă, a naturii umane. Trăim într-o vreme tulbure, care liniile de demarcare între ceea ce înseamnă a fi soț în familie și soție în familie sunt de foarte multe ori confuze. Oamenii sunt în confuzie cu privire la aceste limite, cu privire la aceste bariere. A existat o mișcare feministă în ultima sută de ani, din ce în ce mai prezentă și din ce în ce mai agresivă, susținând drepturile femeilor, dreptul de a vota, dreptul de a-și păstra demnitatea. Să știți că, din punctul de vedere al drepturilor femeii și al emancipării femeii, nimeni nu a făcut mai mult în istorie decât Domnul Iisus Hristos și creștinismul. Să știți lucrul ăsta. Dar nu pe cheltuiala principiilor divine. Nu pe cheltuiala principiilor divine. Mari apostoli, Petru și Pavel, subliniază lucrul acesta. Petru scrie în întâia sa epistolă, în capitolul 3, de la versetul 1, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Inclusiv dacă unii nu ascultă cuvântul. Adică, dacă sunt nepocăiți sau, în anumite cazuri, nu chiar așa de pocăiți. Să se îndrepte, să fie câștigați prin purtarea nevestelor lor. Foarte mulți se întreabă care este puterea unei femei în familie. Și aici Petru spune, are o putere extraordinară. O femeie extraordinară are o putere extraordinară. Vă dați seama? Prin purtare, să-ți schimbi bărbatul. Să-i schimbi viața, să-i transformi viața.
Când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Cuvântul temere nu înseamnă spaimă, nu înseamnă groază, nu înseamnă coșmar. Cuvântul temere înseamnă sfială, un atribut al feminității, delicatețe, respect și supunere. Fiți supuse. Apostolul Pavel în Efeseni începe de asemenea cu neveste. Vi se pare interesant că primul mesaj pe care îl dă și Pavel în Efeseni și Petru în epistola sa începe cu surorile. Și spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Aș vrea să vorbesc puțin despre autoritate în familie. Autoritatea bărbatului, de ce? Răspuns probabil la unele semne de întrebare ale surorilor. Și autoritatea în familie, cum? De ce și cum? Asta în cazul în care vreun bărbat crede că autoritatea lui în familie este necondiționată și reprezintă un motiv de a da cu pumnul în masă. Mai întâi trebuie să înțelegem de ce. Autoritatea bărbatului în familie este o autoritate de ordin providențial. Nu ne-am luat-o noi. E adevărat, Dumnezeu a înzestrat partea bărbătească cu anumite calități specifice care îl ajută să exercite această autoritate, dar autoritatea nu este de ordin biologic, pentru că sunt mai tare și mai mare. Nu. Mai rar, dar există cazuri când chiar o tânără mai înaltă, mai așa, se căsătorește cu un bărbat mai mic de sânge. Nu e absolut nicio nenorocire. Dacă ei acceptă lucrul ăsta și e bine pentru ei, pentru mine e extraordinar de bine. Nu mă deranjează absolut deloc. Dar de obicei, bărbații sunt mai mari, mai solizi, mai puternici. Și unii cred că de aia au autoritate. Pentru că dacă încearcă să vadă care pe care îl pune, el are mușchi mai puternici și câștigă. Da, eu sunt șef în casă. Nu. Autoritatea noastră este de ordin providențial, este un dar de la Dumnezeu pe care trebuie să ne-l asumăm, dar trebuie să știm de ce l-am primit. Și surorile trebuie să știe de ce suntem noi în poziția de autoritate. Să mă iertați. Dacă vreți să vă supărați pe cineva, supărați-vă pe Dumnezeu. Problema este că nu o scoateți ușor la capăt nici unii, nici alții, pentru că cine se supără pe Dumnezeu n-ajunge prea departe. Autoritatea bărbatului care este de tip sau de ordin providențial, că i-a dat-o Dumnezeu, i-a dat-o prin creație. Prin creație. Adică de la început. Prin ordinea creației. Ascultați ce spune în 1 Timotei capitolul 2, versetul 13. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Ordinea creației. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 8, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Prima dată a fost Adam, pe urmă Eva, și de atunci bărbatul e numărul 1 și femeia e numărul 2.
în mod obiectiv, din punctul de vedere al autorității. Atenție! Din punctul de vedere al autorității. Păstrați acest clasament, stimați frați, un pic, pe hold, în pauză, și revenim la el imediat. Deocamdată le spunem surorilor. Bărbatul a fost creat înaintea femeii și femeia a fost luată din bărbat. Și prin această întâietate în creație, bărbatul are autoritate de cap al familiei. În al doilea rând, scopurile creației. În Geneza, capitolul 2, cuvântul Domnului spune că femeia a fost luată din bărbat și adusă la bărbat ca ajutor potrivit pentru el. Ca ajutor potrivit pentru el. Cu alte cuvinte, femeia a fost creată pentru bărbat, nu bărbatul pentru femeie. Bărbatul a fost creat, punct. Femeia a fost creată, virgulă, pentru bărbat. 1 Corinteni 11 cu 9. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Stimate surori, citez scripturile. Citire din cuvântul lui Dumnezeu. Puțin mai inconfortabilă, da, e din Biblie și trebuie să-i vină rândul. Nu? Și la versetul ăsta. Scopurile creației. În al treilea rând, autoritatea bărbatului este de ordin providențial prin căderea creației, nu numai prin ordinea creației, nu numai prin scopurile creației, ci și prin căderea creației. Și ascultați ce spune în Timotei, capitolul 2, 1 Timotei 2 cu 14. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Știu că pentru unii sună copilărește. Tu ai început, you did it first, you started it. Dar se pare că Dumnezeu acceptă acest argument, care a luat-o primul raznă. Și sora Eva a instigat căderea și în Geneza îi spune, ei, de astăzi înainte, dorințele tale se țin după bărbat. Cu alte cuvinte, toate emoțiile, toate pasiunile, toate dorințele tale sunt legate de bărbatul tău și sunt satisfăcute de bărbatul tău. Adică îi stai la dispoziție. Gata cu punctul 1, hai să mergem la lucru puțin mai dezâmbit. Autoritatea bărbatului în familie nu este doar de ordin providențial, adică de la Dumnezeu, dar este o autoritate de ordin reprezentativ. Ceea ce trebuie să înțeleagă un bărbat atunci când aude că el e mai mare, că el e șef, că el este capul familiei, trebuie să găsească un model al acestei autorități. Motivul l-am găsit. Am găsit motivul. Că Dumnezeu mi-a spus mie, tu ești capul familiei. Pentru că, pentru că și pentru că. Am înțeles. Dar care-i modelul? Care-i manualul autorității mele? Ce înseamnă asta? Și aici sunt trei lucruri pe care trebuie să le înțelegem din modelul de autoritate al Domnului Iisus Hristos.
Bărbatul trebuie să-și exercite autoritatea în familie după modelul autorității lui Hristos asupra bisericii. Dacă este un bărbat care spune, ce înseamnă asta, ce înseamnă să fiu eu capul familiei? Trebuie să te uiți la Hristos și ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Hristos. În raport cu biserica sa, aia trebuie să trăiești și să execuți tu. Păi, ca Domnul, asta înseamnă mai întâi de toate, să-ți dai viața pentru familia ta. Să te sacrifici până la ultima picătură a existenței tale pentru casa ta, pentru soția ta. Știu că tu ești number one și ea e number two, i-am spus. Dar ție îți spun, tu o iei pe soția ta și o pui pe primul loc. Pe lista priorităților tale, pe lista dorințelor tale, pe orice listă. Soția ta, familia ta e numărul unu. Nu alte hobby-uri, nu alte preocupări, nu un alt fel în care îți petrești timpul. Ea este pe primul loc, familia ta este prioritatea ta. Și ești în stare să-ți dai viața, pentru că asta a făcut Hristos. A lăsat cerul, a venit în lume ca să își nască biserica la Calvar, prin sângele său. Să-i semneze actul de naștere cu propriul sânge. A te purta cu soția ta, așa cum se poartă Hristos cu biserica, înseamnă să-i porți de grijă. Nevoile ei sunt responsabilitățile tale. Nu-i așa că e foarte ușor să fii supusă unui soț care te iubește. De fapt, ca să poți conduce familia ta în mod reprezentativ, adică să-L reprezinți pe Hristos în casa ta, e nevoie mai întâi de credință, pentru că, atenție, ea trebuie să fie supusă, dar în Domnul și ca Domnului. Nu ca unui bețiv după stradă. Nu ca unui om care îi pretinde cine știe ce. Nu ca un om, ca unui om care o duce spre rău, spre lume, spre păcat și departe de Dumnezeu, în credință. Ca bărbat, prima dată, înainte de a spune eu sunt șef în casa asta, trebuie să-ți însușești principiile Scripturii, să le trăiești și să le promovezi la tine în casă. În momentul în care vei spune... Așa trebuie procedat, pentru că uite ce spune Scriptura. Când nevasta ta va vedea că ești un bărbat neprihănit, cu dragoste de Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, dacă nu te ascultă, e păcatul ei. Dacă nu te ascultă, e ca și când nu l-ar asculta pe Dumnezeu. Atenție, surorilor, când bărbatul tău este un om al lui Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu, care crede în Dumnezeu, care se teme de Dumnezeu, care trăiește cum a trăit Hristos, dacă îndrăznești să nu-l asculți și să nu-i fii supusă, nu este o răzvrătire împotriva unui om, este o răzvrătire direct împotriva lui Dumnezeu. Ca Domnul. Vi se pare interesant că femeilor li se spune să se teamă sau să respecte bărbatul, în vreme ce bărbatul îi spune să-și iubească nevasta? Există studii și cred că Dumnezeu e înțelept și Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Pavel să spună lucrul ăsta. Un bărbat care își iubește nevasta nu poate trăda.
O femeie care își respectă bărbatul nu-l poate trăda. De asta Biblia spune, iubiți-vă nevestele, o iubești, nu poți trăda. Ți se rupe inima, te faci praf. Că pe femeie o poți respecta. Mă, e mamă bună, e gospodină, o poți și admira și lăuda. Dar dacă nu iubești, nu poți trăda. Și o femeie poate să aibă emoții și sentimente față de bărbatul ei, să-l iubească. Dar dacă nu îl respectă, dacă nu se teme de el, dacă nu are reverență față de el, s-ar putea să-l poată trăda. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, iubiți-vă nevestele și supuneți-vă și temeți-vă. Și respectați-vă, bărbații. Pentru că Hristos este capul bărbatului, atenție, bărbatul spune, dom'le, eu sunt în topul piramidei. Nu ești tu în topul piramidei, în topul piramidei este Hristos. Principiile autorității tale, funcționalitatea autorității tale, responsabilitățile autorității tale vin din Hristos. Le înveți de la Hristos și, pe urmă, le dai mai departe, le exerceți mai departe. Față de soție, ca Domnul, ca Domnului soțiile, pentru că Hristos e capul bărbatului, dar bărbatul este capul femeii. Când un bărbat nu-și tratează frumos nevasta, este ca și când și-ar bate trupul. Asta se numește nebunie și se ajunge din cauza ei la psihiatrie. Există, să știți, o psihiatrie spirituală, o nebunie spirituală. Când un bărbat își tratează rău nevasta, e ca și când un om și-ar da pum și s-ar lovi. Când o femeie nu-și respectă bărbatul, e ca și când și-ar da pumni în cap. Și lucrul acesta iarăși este inadmisibil. Este o disfuncționalitate de ordin spiritual, care duce la tragedii emoționale, la căderi emoționale. Sunt foarte mulți bărbați care nu-și găsesc cursul stabil al vieții. Sunt foarte multe femei depresate, nefericite și nemulțumite de viață, pentru că nu s-au așezat la locul, în raftul pe care a scris Dumnezeu eticheta ta. El și ea, cu principiile și responsabilitățile acestei așezări. În Petru este introdusă ideea de înțelepciune. Acum, și femeia trebuie să fie înțeleaptă, pentru că Biblia spune că o femeie înțeleaptă își zidește casă. Însă bărbatul dă tonul înțelepciunii. Un bărbat înțelept știe când să apese pe pedală, când să apese pe frână, când să zică, când să nu zică. Înțelepciunea te face să gestionezi momentele de răscruce și crizele familiei pentru a-ți conduce familia pe calea veșniciei. Pentru că până la urmă ăsta este scopul. Această biserică slăvită pentru ca să moștenim, spune Petru, împărăția lui Dumnezeu împreună cu ele. Asta este scopul. Să ajungem în cer, adică pe șleau, fraților. Să ajungem în rai împreună, noi și copiii noștri. De asta ni se dau aceste principii. Pentru ca fiecare să-și cunoască locul, să-și exercite funcțiunile și responsabilitățile, familia să se formeze în Hristos, să fie binecuvântată în Hristos, să se desăvârșească în Hristos și să ajungem în rai. De aia.
Noi, în viața aceasta pe pământ, de multe ori numărăm biluțele. Cine a câștigat astăzi? Am făcut ca el, am făcut ca ea, am câștigat eu argumentul, am pus-o la punct, i-am arătat eu lui. Astea sunt jocuri lumești, strategii lumești. Să mă iertați, stimate surori, știți că bărbații au emoții și, stimați frați, știți că femeile au creier și au rațiune. Că noi am fost învățați că bărbatul e totul numai despre rațiune și nu are emoții și femeia numai despre emoții și are capul gol. Nu. Nu este adevărat. E adevărat că femeia are înclinații mai mult spre emoții și bărbatul spre rațiune, dar bărbații au emoții, femeile au rațiune. Și uneori când dezbatem anumite lucruri, bărbatul trebuie să aibă înțelepciunea. Să știe când părerea soției e mai bună decât a lui. Nu trebuie să dea dovadă de încăpățânare și orgoliu și să spună greșit facem, dar facem cum am zis eu. Că cumva ne-am pierde autoritatea. Nu, ne pierdem autoritatea când dăm dovadă de lipsă de înțelepciune. Nu când îi dăm dreptate uneori, ca să nu fie prea supărați soției. Hai, ce liniște s-a făcut aici. Cred că se fac niște schimbări, se învârt niște rotițe undeva. Să se învârtă. Autoritatea aceasta de ordin reprezentativ, stimați frați, îi dă drept bărbatului să vorbească în credință în numele familiei. Ca Iosua care a spus că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Autoritatea aceasta îți dă dreptul ca și lui Avram, eu știu că el va porunci copiilor lui să umble în calea Domnului. Când e vorba de credință, folosește-te de această autoritate, folosește-te de vreme de ea, folosește-te intens de ea, că vrei să ai ascendent asupra soției, să știi Biblia mai bine ca ea. Să ne ajute Dumnezeu. 3. O autoritate de ordin complementar. Se vorbea de ajutorul potrivit, complementar înseamnă că se completează unul pe celălalt și devin un întreg. Ei sunt un singur trup. Ce înseamnă autoritate de ordin complementar? Vorbeam de înțelepciune. Este când cei doi comunică, când cei doi se cunosc din ce în ce mai bine, își cunosc părțile mai puternice și mai slabe, își cunosc slăbiciunile. Le spun întotdeauna tinerilor, mai întâi întreb, cine credeți că trebuie să controleze finanțele, să plătească bilurile și să aibă grijă de bani în casă? Unii bărbați cred că bărbatul trebuie. Unele femei spun, stai puțin că eu fac cumpărăturile, femeile trebuie. Vă spun eu cine. Depinde. Care e mai puțin cheltuitor? Care e mai puțin cheltuitor? Nu mai zgârcit, n-am zis mai zgârcit. Mai puțin cheltuitor, mai puțin risipitor. Ăla trebuie să țină cheia la bani. Și să n-aveți impresia, stimați frați, că prin definiție surorile sunt mai cheltuitoare. Că dacă scăpăm, fratele Adi vorbea mai devreme de 2x4, așa, dacă scăpăm la Home Depot, la scule acolo, tă mai ai 3 chestii de-astea. Mai e unul, că e mai sclipitor, toate le ai roșii, ăsta e albastru, mai știu eu ce diferență, ăsta e mai bun, mai îmbunătățit. Nu mai vorbesc de gadgets și de
dacă tot pot să fac o paranteză aici, vă dau o soluție pentru gadgets, pentru cesulețe, pentru telefonuțe, pentru toate astea. Cumpărați-le și voi din 4 în 4 modele, măi. Nu le cumpărați la fiecare upgrade. O să sărăciți. Dați finanțele pe mâna ăluia care este puțin mai responsabil cu finanțele. Ei, am dat un exemplu. Sunt foarte multe aspecte care țin de funcționalitatea familiei. Puteți să credeți că sunt bărbați care gătesc mai bine? Vă spun eu. Aude, deja vreo două surori dau din cap. Sunt de acord. E vreo problemă cu asta? Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le potrivim, nu numai funcție de care știe mai bine, dar dacă soția ta este însărcinată și mai are încă un copil sau doi mai mici, nu-ți stă deloc rău, nu-ți cade nicio steluță de pe epoleții tăi de general să te duci să faci laundry. O faci curățenie. Și spui, du-te știu și odihnește-te o oră, că n-ai dormit azi noapte. Uneori împrejurările dictează cine ce face. Și dacă soțul tău intră obosit și plin de praf și așa, primul lucru când l-ai întâlnit, nu-i dai niciun chis și nu-i spui nici bine ai venit, dragul meu, spui, deci du gunoiul. Cum intră în casă, hai că tot ești încălțat. Te mai încalți odată. Lasă-l să respire de câteva ori. Deci e vorba de modul în care se completează unul pe altul. De ce? Pentru că autoritatea nu întotdeauna înseamnă cine-i șeful. Autoritatea înseamnă o potrivire logică a modului în care funcționăm în familie. De asta foarte interesant, dacă vă uitați în Efeseni, înainte să spună nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. În versetul 21, versetul de dinainte spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Știi că uneori nevasta ta poate să aibă o idee spirituală despre anumite lucruri spirituale mai bună decât tine? Să n-ai niciun fel de problemă să recunoști, să accepți lucrul ăsta. Că nu scade absolut niciun galon. Sunt momente în care înțelepciunea dictează supunerea. Subiectul este complex. Subiectul este fluid, poate să îmbrace multe aspecte, dar vreau să închei în felul următor. Stimați frați, fiți asemenea bărbați, încât să le fie drag și ușor soțiilor voastre să vă fie supuse. Stimate surori, iubiți-vă locul pe care Dumnezeu vi l-a dat în familie ca să fiți fericite și împlinite. Și să nu vă fie niciodată greu să spuneți soților voștri, nu în cuvintele astea, că nu știu, aveți careva pretenția să vă zică domnul meu? N-am avut niciodată pretenția să-mi spun nevastă mea, domnul meu. Dar prin atitudine, prin gesturi, prin ton, prin felul cum ne tratăm unul pe altul, faceți-i pe bărbații voștri să se simtă împliniți în rolul pe care le-l a dat Dumnezeu, că sunteți ajutorul potrivit. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți pentru ei este să-i faceți să se simtă domnul. Știți, stimate femei, cum se poartă un domn? Dacă chiar îl convingi și îl faci să creadă că e domn, voi știți cum se poartă un gentleman? Voi știți cum se poartă un domn? Extraordinar. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile prezente astăzi aici, cu un duh de înțelegere a Scripturilor,
cu iubire de Dumnezeu, cu iubire de cuvânt și cu supunere, în primul rând, față de Domnul și față de cuvântul Său. Că de vei asculta de aceste cuvinte, fericit vei fi, fericită vei fi și bine vă va merge. Amin.